Pentru mine, 7 aprilie a fost primăvara demnității noastre, prin faptul că tinerii au putut să protesteze împotriva dictaturii comuniste care a fost instaurat timp de 8 ani. Și această libertate și curaj al tinerilor a schimbat cursul politic al Republicii Moldova și este de obligație a celor care, pe fonul acestor proteste, au venit la guvernare să aducă adevărul despre evenimentele din 7 aprilie. Deci, pe de o parte este o bucurie această zi, dar pe de altă parte ea este umbrită de faptul că nu avem timp de un an de zile, nu avem adevărul despre evenimentele din 7 aprilie. Și asta cred că este o responsabilitate directă a celor care au funcții în Ministerul Interne, în Procuratura Generală, și nu este bine să venim cu cuvântări patriotar de la astăzi la aceste meeting-uri, fiindcă cei care vorbesc foarte patriotar sunt la guvernare. Să lăsăm mesajul ăsta și discursul acesta de opoziție, să conștientizăm că suntem la guvernare, că nu avem cui să ne adresăm. Voronin e la odihnă, Lupul e la Leningrad, Greceana e acasă și noi ce facem? Noi ne dăm replica nouă celor care suntem la guvernare. De ce e prezența foarte limitată a tinerilor în piață? Eu m-am uitat, foarte puțin studenți au venit și foarte puțin tineri au venit. Asta demonstrează că planează o neîncredere a tinerilor față de actuala guvernare. Deci eu cred că este obligația ca noi să scoatem adevărul la suprafață. Mulțumesc mult! Poftim.